Bună ziua tuturor, numele meu este Alin Burilanu și sunt fizioterapeut. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și totodată vă felicit pentru organizarea acestei conferințe. Știu cât este de greu să organizez o conferință, pentru că am organizat și eu la Craiova cu câțiva ani în urmă și mai ales acum când conferințele sunt în format hibrid, în care trebuie foarte mult să organizezi din punct de vedere fizic și din punct de vedere al tehnicii de transmitere a lucrărilor. V-am pregătit o lucrare despre prevenția rupturilor musculare, cu care sper să vă surprind plăcut și cu care și de la care să aveți ce învăța din concluziile pe care le veți trage. În imagine îl avem pe cel mai titrat jucător din lume la ora actuală, respectiv Messi, unul dintre cei mai buni jucători de fotbal din istoria fotbalului și unul din acei fotbaliști extrem de talentați care, bineînțeles, suferă și a suferit tot timpul ca urmare a practicării sportului de performanță. În sportul de performanță, mai ales în fotbal, fiind un sport de contrast, fiind un sport în care accelerarea împreună cu frânarea și împreună cu sprintul formează, practic, acest contrast, bineînțeles, cea mai întâlnită accidentare în cadrul sportului de performanță respectiv fotbal este ruptura musculară în loja musculară postero-inferioară. Când vorbim de loja musculară postero-inferioară, ne putem imagina că toată partea posterioară a coapsei, respectiv ischiogambierii, împreună cu toată partea posterioară a gambei, respectiv gastrocnemienii și solearul, care formează, bineînțeles, tendonul ahilian, sunt niște mușchi care creează un lucru mecanic de două ori. Odată, în momentul în care noi suntem cu piciorul în pământ, ei sunt principalii extensori ai genunchiului, iar în momentul în care noi suntem cu membrul inferior în aer, de exemplu în alergare, ei sunt principalii flexori ai genunchiului. Prin urmare, și Messi a fost urmărit, ca să zic așa, de acest ghinion, iar aici aveți publicat un studiu care s-a făcut pe parcursul a 7 ani, deci din 2006 până în 2013, în care Messi a stat practic pe banca de rezervă un total de 64 de partide, asta însemnând undeva la peste 5.000 de minute. Acum imaginați-vă ce înseamnă pentru un jucător ca Messi să stea 64 de partide pe banca de rezervă, adică ce înseamnă asta din punct de vedere al lui, în primul rând, ca sportiv și ca performanță sportivă, ce înseamnă asta din punct de vedere al echipei pe care, la care joacă și, bineînțeles, ce înseamnă asta din punct de vedere al spectacolului fotbalistic. Prin urmare, Messi, din aceste peste 300 de zile în care a stat efectiv pe bară în 6 ani, dacă vă uitați la clasificare, pe primul loc, undeva în 2016, a stat 18 zile pentru o ruptură musculară de biceps femoral. La o lună după, a stat alte 79 de zile, tot pentru aceeași ruptură musculară, tot pe coapsa, sau ca să zic așa, pe membru inferior drept, în care probabil după cele 18 zile în care biceps femoral nu a reușit să se lege complet, s-a rupt și a trebuit să stea 79 de zile, după care în octombrie a avut o leziune la nivelul gleznei drepte, în care a stat 14 zile, deci mult mai puțin, în noiembrie a stat 90 de zile pentru o fractură de metatars 5, după care istoria s-a repetat și din nou, undeva în 2007, a stat 7 zile pentru o contractură pe bicepsul femoral. La fel, pe partea stângă, de data aceasta, a stat alte 36 plus 42 de zile, deci undeva la 80 de zile din nou, în 2007 și 2008, pentru ruptura de biceps femoral. Deci este clar că din cele 300 de zile, probabil 200 și ceva de zile au fost doar pentru ruptura musculară din loja posterioară. Poate vă puneți întrebarea de ce nu a mers și ea pe calea prin care să se încerce să se facă minuni în rupturile musculare. Ceea ce pot să vă spun din experiența proprie este că așa ceva nu există. Sper din suflet ca fiecare dintre noi, din punct de vedere al fizioterapeutului, să vorbim pe limba medicală și nu pe promisiuni sau, ca să zic așa, concluzii pe care și le trage fiecare dintre atentele pe care le prestează. Asta nu înseamnă că un jucător ca Messi
nu are fizioterapeut lângă el sau nu ar avea acces la cele mai bune staff-uri medicale din lume la ora actuală. Dar, după cum vedeți, fie el și Messi a avut de-a face cu aceste rupturi musculare și nu le-a putut rezolva decât, bineînțeles, folosind în primul și în primul rând timpul ca și mijloc de tratament. Dacă unul ca Messi a stat 79 de zile pentru o ruptură de biceps femoral, vă puteți imagina că o ruptură de biceps femoral nu poate fi corectată în 3 sau în 5 zile sau într-o săptămână, cum spun alții, mai ales în fotbalul de performanță. Aici aveți o concluzie cu privire la cei 6 ani în care el a fost practic analizat de către ziarele din Spania. I-a avut de 6 ori ruptură fibrilară pe bicepsul femural, totalul zilor de tratament și implicit absența de pe teren pentru ruptura de biceps femural a fost undeva la circa 189 de zile în 7 ani. Din punct de vedere al fizioterapeutului și al fiziologiei umane, dacă ne gândim la bicepsul femural, 50% din el este fibră statică de tip 1A, adică fibră musculară roșie. 35% este fibră dinamică, respectiv fibră albă și, bineînțeles, ca orice mușchi din corpul uman, are o componentă de fibră roz sau de fibră intermediară sau fibră de tip 2A, care ocupă cam 15% din compoziția lui musculară. Acum, gândindu-ne la un mod extrem de serios, pentru orice fel de lojă posterioară, în foarte multe cazuri din tratamentele pe care le prestăm și din sportul pe care îl practică, absolut toți ne bazăm pe fibra musculară dinamică. Adică orice lucru îl facem noi pentru zona posterioară, de cele mai multe ori sunt exerciții cu mișcare. Acum, fiziologia ne contrazice puțin, pentru că bicepsul femural, fiind un mușchi care posedă fibră statică în proporție de 50%, înseamnă că din punct de vedere al tratamentului trebuie tratat fără mișcare, adică fibra statică este o fibră care participă foarte mult la postura corpului și care intră în componenta mișcării doar atunci când fibra dinamică, ca să zic așa, o angrenează în mișcare. În rest, ca noi să acționăm asupra fibrei musculare statice, trebuie să folosim poziții de stretching prelungit, care să acționeze asupra fibrelor musculare roșii, pentru că fiziopatologia fibrei musculare statice este în retracție, este în contractură, este în spasticitate și, bineînțeles, este în scurtare. Pe când fibra musculară dinamică are o fiziopatologie bazată pe alungire, deci contrar opusul fibrei musculare statice, bazată pe atrofie și, bineînțeles, pe impotență funcțională. Ca să faceți așa un exemplu între ceea ce înseamnă cele două tipuri de fiziopatologie, imaginați-vă atunci când avem cotul în gips, cu o imobilizare în orteză gipsată. În momentul în care depărtăm orteza gipsată, brațul este atrofiat, dar în același timp cotul este blocat. Este clar că cotul are o fiziopatologie de fibră statică și brațul în sine are o fiziopatologie de fibră dinamică, respectiv atrofia. De asta, prima dată și în cazul cotului, trebuie să redăm mobilitatea, adică să tratăm fibra musculară statică, după care să redăm forța musculară și rezistența musculară, deci să tratăm fibra musculară dinamică. În altă ordine de idei, este clar că dacă bicepsul femural are o componentă statică de cel puțin 50%, toate procedurile pe care noi le vom folosi în prevenția rupturilor musculare vor fi proceduri statice. Din procedurile statice putem să enumerăm stretching-ul de lungă durată, nu stretching-ul dinamic, ci stretching-ul static, adică stretching-ul care depășește cel puțin 2 minute pe poziție. Eu știu, poate mai putem să enumerăm exerciții izometrice, dar mai ales izometrice în poziție excentrică. Și tot așa, poate am putea să includem exercițiile proprioceptive care, pe lângă antrenamentul, ca să zic așa, postural și articular, putem spune că
are o componentă în ceea ce privește regruparea unui număr cât mai mare de fibre și totodată angrenarea lor în mișcare. Asta înseamnă niște fibre musculare, în ghilimele, mai deștepte. La factorii de risc în rupturile musculare, este clar că genetica ocupă primul loc. Când vorbim de genetică, vorbim de componenta pe care o moștenim din familie și pe care foarte mulți dintre sportivii de performanță o moștenesc și, bineînțeles, suferă foarte multe rupturi musculare. Genetica, noi nu avem cum să o controlăm ca și fizioterapeuți, nu avem decât să încercăm să implementăm programe de prevenție care, practic, să-i ajute pe sportivii care suferă de rupturi musculare să le facă cât mai rar. La fel, vârsta la care s-a întâmplat ruptura este un nou factor de risc pentru rupturile musculare, pentru că este clar că dacă o ruptură musculară apare în prima parte a vieții, după, recidivele pot fi mult mai multe. Recidivele sunt un alt factor de risc pentru ruptura musculară, pentru că imaginați-vă cum vedem sau cum auzim foarte des că un sportiv de mare performanță care a făcut o ruptură musculară a mers la, eu știu ce, fizioterapeut prin Europa și în loc să stea 4 săptămâni, cum se stă în mod normal ca să treacă ruptura musculară, nu a stat decât 3 zile. E clar că acel tipar de sportiv care s-a vindecat, care a vindecat în 3 zile ce puteam să vindecăm noi în 4 săptămâni, este în grupa de risc pentru a face o recidivă, pentru că acolo este o vindecare practic mecanică, un pic neanatomică, dat fiind faptul că mușchiul poate să aibă nevoie de până la 12 săptămâni pentru a-și recupera fibra musculară. O altă cauză, iar pe recidive, este clar că dacă cicatricile post-ruptură musculară sunt cicatrici cheloide, adică fibrele musculare în loc să se întâlnească în mariena asta se vor întâlni puțin încleștate, este clar că aia este o zonă care se va putea rupe oricând. Un alt factor de risc pentru rupturile musculare îl reprezintă dezechilibrul muscular dintre agoniști și antagoniști. Exact cum am explicat mai devreme, componenta posterioară a coapsei este odată agonistă a mișcării atunci când coapsa este în aer, ea este principal flexor al genunchiului și devine antagonist al mișcării atunci când piciorul este în pământ, devine tot agonist al mișcării atunci când piciorul este în pământ și face extensie completă a genunchiului. Practic, sunt niște mușchi care lucrează de 2 ori, deci este clar că sunt mai obosiți. Acum, dacă dezechilibrul muscular dintre anterior și posterior este unul evident, este clar că atunci când, de exemplu, jucătorul de fotbal va șuta la poartă, adică va trebui să exprime un potențial de forță maximal și va trebui să întindă mușchii posteriori foarte mult, dacă mușchii anteriori sunt mult mai puternici, bineînțeles, cei posteriori se vor rupe sau vor apărea contracturi la nivelul acestora. Flexibilitatea musculară crescută este un alt factor de risc pentru eventuale rupturi musculare, iar dacă ne uităm la ultimile 3 grupe de factori de risc, și recidiva, și dezechilibrul muscular dintre antagoniști și agoniști, și flexibilitatea musculară crescută, ține foarte mult de fizioterapeutul cu care lucrează sportivul de performanță. Practic, dintre cele 5 cauze enumerate ca și factor de risc, 3 ne pot aparține nouă fizioterapeuților. Pe această idee m-am bazat eu, iar când ne gândim la cele mai frecvente patologii din fotbal, trebuie să puneți în balanță faptul că 30% din patologiile din fotbalul de performanță sunt leziunile musculare. Leziuni musculare care, în primul rând, sunt la nivelul ischiogambiilor, adică exact cum v-am explicat și cazul lui Messi, care permanent a avut rupturile la nivelul bicepsului femural. Foarte mulți dintre sportivii cu care eu am lucrat au acest tip de rupturi musculare la nivelul gambei sau la nivelul tendonului
ahilian, tot de loja posterioară țin și tot de componenta care ține de motilitatea musculară, mobilitatea articulară, flexibilitatea scăzută și, bineînțeles, dezechilibru muscular dintre partea anterioară și partea posterioară ține. O altă patologie care poate să apară în fotbalul de performanță sunt tendinopatiile inserționale, care sunt practic tendinopatiile inserționale la nivelul pubelui, respectiv pubalgia, și tendinopatia rotuliană, care este cea mai întâlnită patologie a genunchiului, respectiv durerea în vârful rotulei, care o au, după cum vedeți, 19% din jucătorii de fotbal. La fel, mai sunt și leziunile traumatice, care reprezintă 17%, respectiv entorsa de genunchi sau de gleznă. Tot ce vedeți pe acest slide, noi ca și fizioterapeuți în sportul de performanță, putem să avem, ca să zic așa, o implicare extrem de importantă în viața fotbalistului de performanță. De ce spun asta? Deci, 30% din accidentarea lor este leziunea musculară. Asta, noi prin poziții de stretching de lungă durată, exerciții preventive, programe de prevenție pe care le putem aplica înainte și după antrenamentul propriu-zis, putem să prevenim. La fel, tendinopatia inserțională are la bază o scurtare a capetelor musculare. Respectiv, noi putem să prevenim și pubalgia și tendinopatia inserțională. Pubalgia are la bază o scurtare a mușchilor adductori și o pierdere a forței musculare a peretelui abdominal. Este clar că dacă noi pe scurtarea adductorilor ne apucăm să lucrăm abdomenul foarte mult, nu facem altceva decât să întărim și mai tare adductorii. Prin urmare, trebuie mai întâi să tratăm adductorii, adică componenta lor de scurtare. Tendinopatia rotuliană are la bază, în primul și în primul rând, o scurtare a dreptului femural. La fel, noi ca și fizioterapeuți avem și deținem exerciții care pot să acționeze asupra dreptului femural fără niciun fel de problemă. Entorsa de genunchi și gleznă este o leziune traumatică care, dacă este produsă cu contact direct, adică a fost lovit de un adversar, este clar că asta nu avem noi cum să prevenim. Dar dacă entorsa de gleznă apare din senin pentru că el calcă strâmb și face recidive nenumărate, este tot un dezechilibru postural pe care noi, prin exerciții proprioceptive și prin exerciții în care să-și conștientizeze foarte mult postura de la nivelul gleznei și până în vârful capului, putem să întărim foarte mult aparatul capsului ligamentar al gleznei și, bineînțeles, putem să prevenim entorsele sau recidivele din entorsele de gleznă. Pe toate aceste rânduri m-am bazat eu atunci când am selectat 5 jucători din cadrul echipei Universitatea Craiova, 5 jucători care aveau retracție musculară posterioară și care pe toți i-am analizat din punct de vedere al indicelui deget sol, adică flexie cu aplecare în față și măsurarea distanței dintre degete și sol, înainte și după exercițiile pe care le-am făcut. Prin urmare, am selectat 5 jucători de fotbal profesioniști care absolut toți au avut probleme în loja posterioară. Loje posterioară care la rândul ei putea să nască dureri de spate, loje posterioară care la rândul ei putea să nască retroversie de bazin și implicit durere la nivelul zonei inghinale care ulterior se ducă la pubalgie. Deci loze posterioară care putea permanent să fie motivul pentru care jucătorul să stea o perioadă de timp în afara terenului. Exercițiile pe care le-am executat au fost din stretching global activ. Aceasta este poziția de decubit dorsal, care se menține în mod normal undeva la 25 de minute. 25 de minute în care vârfurile picioarelor rămân practic trase în dorsiflexie pentru a întinde solearul, iar genunchii ușor îndoiți pentru a întinde mușchii gastrocnemieni și mușchii ischiogambieri în același timp, iar în ca să zic, contrabalans, poziția capului trebuia să fie în poziție cât mai orizontală, tocmai pentru a atrage practic tot lanțul muscular
posterior, de la nivelul occipitalului până la nivelul călcâielor. Este o poziție care se folosește foarte des în sportul de performanță ca și fotbalul pentru a întinde foarte mult toată loja posterioară și pentru a preveni, în primul și în primul rând, rupturile musculare posterioare. Nu a fost mică mirarea atunci când am făcut reevaluarea și la reevaluare absolut toți la indicele deget-sol au câștigat cel puțin 7-8 cm. Asta după doar 25 de minute. Vedeți, de exemplu, în cazul de față, în care el avea undeva la minus 10 cm până la pământ, acum deja merge cu plus, adică se duce chiar și mai jos și poate să fie un plus 0,2, adică trece de gabaritul corpului, respectiv de vârful piciorului. Sau, de exemplu, în cazul de față, în care de la, de exemplu, minus 3, cât era inițial, poate să ajungă la minus 10, pentru că vedeți că se duce aproape cu toată încheietura pumnului mai jos, până la nivelul tălpii. Absolut toți au fost, practic, cu un rezultat foarte pozitiv și absolut toți au avut, practic, un feedback extraordinar de bun în ceea ce privește prevenția rupturilor musculare. Acest tipar de exerciții eu îl folosesc tot timpul în prevenția rupturilor musculare și tot acest tipar de exerciții, după cum vedeți, îl folosesc și echipe mai mari, de exemplu, cum este Real Madrid în imagine, care folosește poziții de stretching global activ tocmai pentru a preveni rupturile musculare. În concluzie, în fotbal, procentul de fibră lentă este undeva la 40-45%. Dacă luați mușchii din punct de vedere al mușchilor care acționează cel mai mult în fotbalul de performanță, aductorul lung are un procent de circa 55% de fibră musculară lentă, adică ar trebui tratat static. Psoasul are 50%. Din nou, trebuie tratat foarte mult static și nu neapărat prin muncă de... Văd în foarte multe imagini, psoasul a antrenat din punct de vedere al săriturilor sau din punct de vedere al exercițiilor care se fac pentru abdomen. Semitendinosul la fel are 50%. Compartimentul posterior, după cum v-am zis, își inversează funcția musculară. Atunci când noi suntem cu piciorul în pământ, lipit în pământ, coapsa face extensie pentru că compartimentul posterior se scurtează. Atunci când suntem cu piciorul în aer, compartimentul posterior este principalul flexor. Și în sportul de performanță, programul de prevenție trebuie să aibă aceeași importanță ca și antrenamentul propriu-zis. Dacă ne gândim ca și concluzie, pentru oricare dintre noi, este clar că locul fizioterapeutului în echipa multidisciplinară este la fel de important ca și locul antrenorului secund, ca și locul preparatorului fizic și ca și locul antrenorului principal. Imaginați-vă ce înseamnă o echipă de fotbal în care fizioterapeutul nu percepe gravitatea unor rupturi musculare, nu le tratează, ca să zic așa, ca atare, adică nu folosește timpul ca și mijloc de tratament, aruncă jucătorul în antrenamentele echipei după doar o săptămână de tratament sau, mai știu eu, după câteva zile de tratament, acel sportiv se rupe din nou, ajunge la a doua ruptură să stea în loc de două săptămâni, să stea trei luni pe banca de rezervă, cum a zis inclusiv cazul lui Messi. Și ce înseamnă asta pentru antrenor, ce înseamnă asta pentru echipă, mai ales când vorbim de jucători extrem de importanți și decisivi pentru echipa din care face parte. Fie că vorbim de fotbalul de performanță, fie că vorbim de volei, fie că vorbim de handbal, fie că vorbim de orice fel de alt sport. În altă ordine de idei, rolul nostru ca și fizioterapeuți este un rol extrem de important atunci când noi fizioterapeuții îl tratăm cu importanța de care are nevoie. Prin urmare, rolul programelor de prevenție în cadrul echipelor multidisciplinare este al fizioterapeutului, pentru că este singurul care poate avea noțiunile de biomecanică necesare pentru prevenția rupturilor musculare, pentru prevenția tendinopatiilor inserționale și, de ce nu, pentru prevenția leziunilor traumatice, cum sunt întorsele de gleznă și genunchi. Numele meu este Alin Burilanu, sunt fizioterapeut
Sper că v-a plăcut lucrarea mea, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă felicit încă o dată pentru organizarea acestei conferințe. Să ne vedem cu bine, bineînțeles, într-o formă, ca să zic așa, cu prezență fizică. Mulțumesc foarte mult!